Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Dezbateri Juridice, ediția 248. Iată, am făcut 5 ani de dezbateri juridice la Societatea de Științe Juridice. Astăzi, o temă, zic eu, interesantă, ridicarea silită de obiecte și înscrisuri versus percheziție domiciliară. O să abordăm subiecte care țin de doctrină și jurisprudență. Pentru acest lucru i-am invitat în această seară în platou pe câțiva dintre profesioniștii dreptului. O să încep a-i prezenta în ordine alfabetică. Domnul avocat Gabriel Albu, managing partner la Budușan Albu și Asociații. Bună seara! Bună seara! Domnul avocat Andrei Coitoru, senior associate la Botezatul și Asociații. Bună seara! Bună seara! Doamna procuror Alexandra Lâncăjan de la Direcția Națională Anticorupție, bună seara! Bună seara! Doamna avocat Manuela Gornovicianu de la Țuca Zbârcea și Asociații, bună seara! Și moderatorul acestei emisiuni, Nicolae Cătălin Magdalena, judecător la Tribunalul București și președintele secției penale. Pentru început o să fac câteva precizări vis-a-vis de formatul emisiunii și o să abordăm subiecte care țin de diferența între percheziția domiciliară și ridicarea silită. O să discutăm despre intruziunea în viața privată, organele judiciare care dispun cele două măsuri, căi de atac, când se dispune percheziția domiciliară, când dispunem ridicarea silită de obiecte și înscrisuri, cum reușesc și cum aleg una dintre cele două măsuri organele judiciare, dacă există criterii de apreciere în alegerea acestor măsuri sau nu, dacă sunt respectate în practică dispozițiile care reglementează cele două instituții, mă refer la 159 alineatul 8 și 171 alineatul 1 procedură penală, cum se soluționează cererea de încuvințare a efectuării percheziției în cursul judecății, dacă există vreo derogare de la principiul publicității ședinței de judecată, dacă respectăm principiul contradictorialității, vorbim de o ședință publică, o ședință în cameră de consiliu, cităm sau nu cităm părțile, participă sau nu participă procurorul. O să discutăm de asemenea dacă este posibilă dispunerea unei percheziții domiciliare sau o ridicare de înscrisuri în cursul procedurii de cameră preliminară. O să încercăm să identificăm dacă vorbim la un moment dat de o percheziție disimulată în cadrul procedeului probator al ridicării silite de obiecte și înscrisuri. De bună seamă va trebui să analizăm și care sunt limitele obligației de cooperare în situația în care suntem puși a executa una dintre cele două măsuri. Dacă refuzul de a pune la dispoziția organelor judiciare obiectele și înscrisurile solicitate îmbracă sau nu conotație penală, dacă încheierile judecătorului sau instanței, ordonanțele organelor de urmărire penală prin care se dispun aceste măsuri pot fi sau nu cenzurate și care este limita acestei cenzuri. Vorbim de o cenzură în ceea ce privește legalitatea, o cenzură în ceea ce privește temeinicia sau ambele. De asemenea, aș vrea să discutăm câteva chestiuni în referire la decizia Curții Constituționale 663/2018, prin care au fost analizate modificările legii 135/2010 ale Codului de Procedură Penală, din perspectiva posibilității de folosire a obiectelor sau înscrisurilor ridicate și în alte cauze penale decât în cea în care s-a formulat solicitarea. De asemenea, o să abordăm și situația particulară în cazul percheziției sau ridicării silite de obiecte și înscrisuri de la sediul profesional al avocatului, inclusiv ipoteza în care persoana vizată este soțul, soția avocatului, iar sediul profesional este chiar domiciliul soților. În final, mi-am propus să discutăm despre posibilitatea ridicării silite sau cu ocazia percheziției domiciliare a unor înscrisuri care conțin informații confidențiale comunicate în cadrul relației avocat-client. Încă o dată vă spun bine ați venit în studio și să procedem la a discuta tematica pe care ne-am propus-o în această seară.
Există vreo diferență între percheziția domiciliară și ridicarea silită? Avem o intruziune în viața privată mai accentuată în cazul percheziției domiciliare și mai mică atunci când se dispune o ridicare silită de obiecte și înscrisuri? Să începem cu un avocat sau cu un procuror? Haideți să începem cu un procuror. Este, da? Acțiunea. Da, deliberând, în majoritate, 3 la 1, să începem cu doamna procuror. Vă rog, doamna procuror. Există o diferență între predarea de obiecte înscrisuri sau date informatice și percheziția domiciliară. Destul de evidentă comparând textele legale, având în vedere poziția pe care o are persoana care deține înscrisurile și obiectele. În ceea ce privește predarea silită, ca să începem cu o controversă așa de la început, din punctul meu de vedere, dispozițiile de la 171 Cod Procedură Penală sunt inaplicabile, să spun. De ce spuneți asta? Dacă ne gândim de unde provine această instituție a ridicării silite de obiecte și înscrisuri din legislația anterioară, în care nu se punea un accent atât de mare pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și în care aveam o dezbatere cu privire la caracterul sediului profesional sau al incintei instituțiilor publice, ridicarea silită de obiecte și înscrisuri își avea sensul. Ea acum a devenit puțin anacronică. Și de ce spun asta? Dacă ne uităm, nu are o procedură care să permită vreo sancțiune diferită față de sancțiunea pentru nepredarea înscrisurilor de la 170. Nu are niciun fel de excepție față de procedura percheziției domiciliare, astfel încât cel puțin în practică, nu cred că ea poate să producă efecte. În afară de cele pur formale și scriptice, că nu vom redacta o ordonanță în care solicităm predarea de bunăvoie și vom scrie că solicităm predarea silită. De ce spun asta? În primul rând, pentru că sunt foarte puține cazuri în care acele bunuri, înscrisuri sau documente se pot afla fie într-un loc care nu poate fi calificat ca sediu, punct de lucru sau domiciliu, sau să nu fie asupra persoanei sau într-un autoturism. Dacă se găsesc asupra persoanei, avem o procedură de percheziție corporală pe care trebuie să o urmăm, astfel încât ridicarea silită rămâne fără obiect. Dacă se găsesc în autoturism, avem dispoziții privind percheziția autovehiculului pe care trebuie să o urmăm, ridicarea silită rămâne fără obiect. Dacă sunt în orice încăpere, dependință, sediu profesional, incintă în care își desfășoară chiar și activitatea profesională, fie că este o instituție publică, fie că este o instituție privată, iarăși avem procedură pe percheziția domiciliară pe care, din punctul meu de vedere, cu prioritate trebuie să o urmezi. Astfel încât, practic, o ordonanță de ridicare silită a înscrisurilor în lipsa voinței persoanei care deține înscrisurile de a ți le pune la dispoziție, nu mi se pare că produce efecte. Și atunci cred că, din păcate, legiuitorul a lăsat această instituție fără să o coroboreze cu celelalte modificări din cod, pentru că ea nu poate să aibă decât poate o influență morală sau etică asupra persoanei care deține înscrisurile. Și ca să luăm cazul practic pe care culmea l-am întâlnit în practică, singura ridicare silită de obiecte și înscrisuri, primind-o de la instanță la un moment dat, acum foarte mult timp, în care te prezinți la sediu profesional al persoanei și dacă este să fim riguroși, în cazul în care el nu dorește să îți permită accesul ca să îți dea de bunăvoie documentele, ai să rămâi la ușa sediului profesional. De ce? Pentru că textul din cod este foarte clar și autoritățile judiciare, indiferent de ce autorități discutăm, pot să pătrundă în domiciliu unei persoane sau în sediu profesional al unei persoane doar autorizat. Și atunci,
Cred că problema care este într-adevăr de dezbătut, mai ales că suntem în modificări legislative în această perioadă, este dacă articolul 171 își mai are sens în codul de procedură penală sau nu. Așa credeți? E lipsită de aplicabilitate practică dispoziția legală la care am făcut referire? E o normă juridică căzută în desuetudine sau totuși o putem folosi și adaptăm în funcție de situația practică de la caz la caz dacă solicităm judecătorului de drepturi și libertăți emiterea unui mandat de percheziție sau dispunem ca organ de urmărire penală o ordonanță de ridicare silită? Doamna avocat, ce credeți? În ce mă privește, nu consider că lucrurile stau așa cum au fost expuse de către doamna procuror. Cred că între cele două instituții, adică nu cred că putem vorbi despre ipoteza în care avem a alege între percheziție și predarea asilită, ridicarea asilită de obiecte sau înscrisuri. Dacă se pune problema eficienței măsurii, efectivității măsurii din punctul de vedere al organului de urmărire penală și al eventualei imposibilități de punere în practică a măsurii de la 171 și atunci alegem percheziția domiciliară doar fiindcă există mai riguros reglementate condițiile de aducere la îndeplinirea măsurii, cred că greșim. Ideea este că spre deosebire de percheziția domiciliară, aici organul de urmărire penală sau instanța, dacă instanța dispune, trebuie să individualizeze obiectele sau înscrisurile ce urmează a fi solicitate în primă fază și ulterior ridicate silit și consider că măsura este mai puțin restrictivă de drepturi sau mai puțin intruzivă pentru că de la bun început trebuie făcută dovada, fie pentru procuror, fie pentru instanță sau trebuie să existe, mă rog, argumente suficiente în sensul că acele înscrisuri sau acele obiecte sunt necesare pentru a dovedi săvârșirea unei infracțiuni, au legătură cu infracțiunea respectivă și așa mai departe. În plus, avem această dispoziție de la 171 alineat 2 care prevede că împotriva măsurii dispuse potrivit alineatului 1 sau a modului de aducere la îndeplinire se poate face plângere de către orice persoană interesată, fiind aplicabile dispozițiile de la 250. Adică avem și o procedură, avem prin, și o care procedură poate prin care fi partea vătămată, interesată sau ale cărei interese au fost legitime, au fost vătămate, se poate adresa instanței pentru o cenzură reală a acestei măsuri. Deci, practic, punând față în față cele două instituții, este clar că aceasta se referă la anume obiecte sau înscrisuri despre care organul de urmărire penală sau instanța are cunoștință. Există posibilitatea de a contesta în fața judecătorului potrivit lui 250 și următoarele cod procedură penală. Există, deci, o garanție, dacă e să vorbim din perspectiva CEDO, a faptului că drepturile persoanei acuzate, de pildă, pot fi exercitate și o instanță independentă și imparțială se poate pronunța asupra acestei chestiuni. Faptul că este reglementată mai bine, plus că pornim de la prezumția că ar exista impedimente la punerea, la aducerea, la îndeplinirea acestei măsuri și nu mi se pare corect acest argument sau nu mi se pare o rațiune corectă, nu aplicăm o măsură adecvată și prevăzută în cod doar pentru că în ipoteza în care am aplica-o ar exista riscuri mai mari să nu o putem aduce la îndeplinire decât în cazul percheziției domiciliare. Pe undeva suspiciunea că cel căruia i s-a solicitat să pună la dispoziție obiectele și înscrisurile nu le va pune, există fără îndoială, pentru că le-ar fi pus la dispoziție în mod benevol și n-ar fi fost nevoie de ordonanța organului de urmărire penală prin care să dispună silit ridicarea acestor înscrisuri. Da? Să cumva dintr-o perspectivă se poate pune problema și așa, dar există și situația în care poate
acea persoană nu a luat cunoștință în timp util despre această dispoziție, poate nu a reușit să strângă documentele care au fost cerute, poate nu deține documentele respective și atunci, adică faptul că nu le-a predat într-un interval de timp acordat de către organul de urmărire penală nu poate conduce per se la ideea unei culpe sau unei relevoințe a persoanei în sarcina cărei ar fi fost predarea. O să cer un drept la replică pe aspectele pe care le-a ridicat colega. Evident, este o dezbatere juridică, așa încât ideile în contradictoriu sunt binevenite. În primul rând, susținem că nu ar fi, că am utilizat percheziția pentru că am suspicionat impedimente. Or, textul legal ne spune că ridicarea de obiecte silite, ridicarea silită de obiecte și înscrisuri se poate dispune doar dacă nu le-a predat de bunăvoie, ceea ce înseamnă că premiza instituției este că am un refuz de predare benevolă din partea persoanei, indiferent dacă ea are calitate de suspect sau martor sau altă persoană în procedură, deși și acolo este o discuție. Pentru că în caz contrar am fi pe procedura de la articolul 170, procedura de la articolul 70 care are același conținut ca act pe care îl face instanța sau parchetul, adică predarea benevolă de înscrisuri și obiecte presupune o ordonanță, presupune individualizare, presupune comunicare, astfel încât nu am nicio diferență de conținut. Diferența este de poziția a persoanei care trebuie să le predea. Spuneați că este mai riguros reglementată ipoteza percheziției și de-aia o alegem și că trebuie să individualizeze în cazul ridicării silite de obiecte și înscrisuri. Standardul, atât în ceea ce privește predarea benevolă, cât și și ridicarea silită, cât și percheziția, este că autoritatea judiciară care dispune individualizează și în cazul percheziției și în cazul ridicării silite ce dorește să ridice. Și în cazul percheziției și în cazul ridicării silite, cunoaște locul sau are suspiciune cu privire la locul în care se găsesc înscrisurile sau obiectele. E un pic inversată argumentarea, pentru că ipoteza luată în calcul de ce nu se poate aplica ridicarea silită, plecând de la premisa că ea presupune un refuz, este că nu am garanții pe ridicarea silită. În cazul în care eu am o interdicție de a pătrunde fără acceptul persoanei respective în incinta unui imobil pe care îl ocupă, îl folosește. Și în cazul în care percheziția, dacă ne ducem la dispozițiile privind percheziția, ele nu ne spun că ar trebui să avem o aplicare graduală. Ne spun că ar trebui să motivăm mai mult sau să ne uităm cu mai mare atenție la condițiile de îndeplinit, tocmai pentru a proteja dreptul la viață privată și la domiciliu și, evident, și la corespondența a persoanei care este percheziționate. Și atunci nu pot să vin să spun că aplicarea procedurii de ridicare silită a înscrisurilor și obiectelor ar fi în vreun fel benefică față de persoana care e cumva subiect pasiv al acestei acțiuni, atâta timp cât în cazul ridicării silite, spre deosebire de percheziție, nu am condițiile exprese, nu am un test de proporționalitate și necesitate al măsurii de dinainte. Să faceți să se dispună o percheziție. Nu, și eu doar silită. Spun că dacă persoana de bunăvoie, deci dacă am un accept al persoanei, o cooperare din partea persoanei să predea înscrisurile și obiectele, sunt pe articolul 170. În momentul în care nu mai am acceptul sau am un alt criteriu care să-mi determine intruziune mai mare, și intruziunea mai mare în acest caz este tocmai pătrunderea în imobil, atunci sunt deja în cazul percheziției, pentru că am o negație vehementă a persoanei și atunci este clar că nu voi avea acceptul. Doar o propoziție vreau să zic. Totuși, remediul prevăzut de cod este acesta. Adică avem 170, predarea voluntară, și 171, ridicarea silită. Am înțeles din ce ați spus
că, în realitate, dincolo de vehemența cu care o persoană refuză să predea, să presupunem totuși că nu se predă și atât, nu știu dacă vehement sau mai puțin vehement, ideea este că ordinea în care sunt aceste instituții, modul în care este reglementat textul, dacă obiectul sau înscrisul nu este predat de bunăvoie, organul de urmărire penală prin ordonanță dispune asta, ridicarea asilită.